Avem însă, complementar cu această procedură, un proiect pe care îl cunoașteți foarte bine, depus din decembrie 2014, un proiect care prevede o procedură de simplificare a ridicării imunităților și spune în felul următor: de când a venit cererea de la DNA, de la parchet către Parlament, ai 24 de ore pentru elaborarea raportului, a venit raportul în plen, mai 24 de ore pentru a da votul, dar subliniez, votul trebuie să fie deschis. La vedere! E un proiect pentru care o să dăm un ultimatum colegilor de la PSD și spun asta la modul cel mai serios. Gândiți-vă că de 2 ani de zile ne tot duc cu zăhărelul exprimând în spațiu public cum că vor scoaterea imunităților, ridicarea tuturor procedurilor care împiedică buna înfăptuirea justiției, dar știți cum e la PSD, diferența între declarația publică și concret ce se întâmplă la vot este foarte mare. Până pe data de 5 octombrie așteptăm materializarea acestui proiect, adică votul dat pe acest proiect de modificare a regulamentului, iar dacă în data de 5 noiembrie nu se va întâmpla acest lucru, vom discuta orice mijloc de presiune politică a parlamentarilor liberali pentru a putea, nu știu, mișca lucrurile pe mai departe. S-a discutat astăzi în interior de protest al parlamentarilor, s-au discutat și alte variante mai radicale pentru a forța PSD-ALDE să revină la normalitatea parlamentară, la o decență parlamentară. Vom vedea care acțiuni vor fi preferate de Biroul Politic Național, dar asta va fi o decizie care se va lua în funcție de ce se întâmplă astăzi în Senatul României.